În timp ce spitale și clinici din marile orașe au probleme în a asigura servicii medicale în anumite specialități, precum cardiologia sau boli endocrine, la Ciorăști, în județul Vrancea, o comună de circa 3.000 de locuitori, peste 1.500 de pacienți din localitate și din comunele învecinate, primesc consultații gratuite. Se poate, așadar. Este vorba despre un proiect derulat cu bani europeni de administrația locală în parteneriat cu un ONG care asigură servicii de medicină internă, cardiologie, obstetrică, ginecologie, kinetoterapie și recuperare medicală. Este de altfel singurul proiect derulat la nivelul unei localități din mediul rural din România, după cum a constatat și Gabriel Sava. Duminică dimineață, cu puțin după ora 9:30, la dispensarul medical din comună au început să vină, așa cum au fost programate, paciente pentru un consult ginecologic. Unele dintre ele nu au ajuns la medic nici măcar în timpul sarcinii. De unde sunteți? Ciorăși, Vrancea. Ce vârstă aveți? 41. Câți copii aveți? 2 băieți. În perioada de sarcină ați fost la consult? N-am fost. Tot din cauza asta, că nu aveam bani, dacă nu mi-a venit niciun venit, nu avem cu ce să mergem. Ați venit astăzi aici pentru? Control. Am înțeles că nu se plătește și mai ales că e la noi în sat. Cred că am niște probleme și am mai venit la doamna doctor. Mi-a dat tratament, acum mă simt mai bine și am venit pentru control. Medicul vine de la o clinică privată din București pe baza programărilor făcute cu câteva zile înainte. Baciana Maria, recepționer medical. La specialitatea obstetrică ginecologie avem 20 de paciente. Pe medicină internă, la cardiologie, avem peste 30 de persoane. Anca Oprea Puiu, medic specialist obstetrică ginecologie. Lucrez în mediul privat și mi se pare o inițiativă extraordinară ca pacienții din mediul rural să poată avea acces la aceste servicii. Să știți că am avut surpriză plăcută, că am avut suficient de paciente și foarte deschise. Din păcate, pentru multe dintre ele este primul consult, al doilea consult, pe parcursul unei sarcini, vorbim de o sarcină de 20 de săptămâni, ar fi fost primul consult. Tot în cadrul acestui program vine să îi consulte pe pacienți și medicul de medicină generală Monica Prodan. Doar când au o problemă acută vin la medic. Nu fac deloc prevenție sau monitorizare. În beneficiind de această gratuitate au înțeles au să vină. Au posibilitatea să vină. Noi îi chemăm regulat la consultații să vedem o evoluție în urma tratamentului recomandat. Proiectul s-a născut în urma unei colaborări de mai bine de 5 ani dintre autoritatea locală și Asociația Voluntariat pentru Viață din Mărășești. Daniel Drăgan, directorul asociației. Acest program este finanțat prin Ministerul Sănătății, iar Comuna Ciorăști este singura comună din România care implementează un program de genul ăsta. Și într-adevăr, nevoia se vede pe teren. Cu siguranță vom depăși nivelul pe care l-am propus de 1.000 de beneficiari a acestui serviciu. În cazul în care vor fi mai mulți, toți vor fi beneficiari de servicii fără niciun fel de problemă. Motivația acestui proiect este una profund socială, mai ales că accesul la serviciile sanitare în mediul rural este unul limitat, așa cum spune și primarul Gabriel Braicău. Comuna noastră este la o depărtare relativ mare, 35 de km de Focșani, 25 de km de Râmnicu-Sărat. Cetățenii comunei sunt în vârstă, peste 60 de ani, 65% din populație. Foarte greu cu tratamentele medicale. Într-adevăr, avem un dispensar medical unde avem doctor de familie pe raza comunei noastre, dar ne trebuia și medici specialiști. Ca atare, am accesat acest grant pentru înființarea 4 cabinete medicale. Proiectul Acces Facil la Servicii Medicale pentru populația Comunei Ciorăști și localitățile învecinate a primit o finanțare de peste 760.000 de euro, sumă care include și achiziția de echipamente medicale. La aproape 9 luni de la momentul când a început, numărul persoanelor care au beneficiat de un consult gratuit în cele 4 specialități a depășit 1.600. Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2022-iunie 2024, dar autoritatea locală caută deja soluții pentru prelungirea lui. Am ascultat un reportaj realizat de Gabriel Sava. Iată că se poate în comuna Ciorăși din județul Vrancea se desfășoară un proiect prin care locuitorii beneficiază de consultații gratuite. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.